Lasă-l mă acolo. Lasă-mă, se cazează și el, iau camere, iau... Aparițiile urșilor au creat panică printre localnicii din Comarnic și Bușteni, acolo unde sălbăticiunii le-au făcut prăpă din nou, la o stână și într-un loc de campare pentru turiști. Atacul animalului a fost unul deosebit de violent la stâna din Comarnic. Ciobanii îngroziți au scăpat cu fuga, însă ursul a spintecat un câine, un berbec și un miel, iar alte 9 oi au fost date dispărute. La fața locului s-au deplasat mai mulți jandarmi care au verificat zona, însă ursul nu a fost găsit. Oamenii legii au înștiințat populația cu privire la prezența ursului în zonă și au luat legătura cu gestionarul acestui fond de vânătoare, Asociația Vânătorilor și Pescari lor sportivi din Câmpina și cu autoritatea locală, în vederea lorii măsurilor ce se impună. Un alt urs ce părea rănit a fost văzut în zona Valea Cerbului din Bușteni, în apropierea unui loc de campare pentru turiști. În urma căutărilor efectuate de către echipele de jandarmi, acesta nu a fost găsit, luându-se măsura înștiințării turiștilor din această zonă, perimetrul fiind monitorizat de către autorități pentru a preîntâmpina incidentele care putea să apară într-o astfel de situație. Prezența urșilor în Bușteni nu este o surpriză, inclusiv la locul de campare a turiștilor, dar faptul că animalul în cauză ar putea fi nervos din cauza unor leziuni suferite provoacă o mare panică, mai ales că el ar putea ajunge și în oraș, fiind un real pericol și pentru localnici, altfel obișnuiți cu aceștia de decenii.